Bună dimineața și bun găsit la BIU. Sunt Sabina Iosub și vă spun să rămâneți alături de mine pentru că vom discuta astăzi despre dublul standard la alimente. Iată care este situația în Uniunea Europeană și în România. Parlamentul European a tras deja un semnal de alarmă cu privire la dublul standard al calității alimentelor din estul și vestul Europei. Doi europarlamentari, românca Daciana Sârbu și cehul Pavel Poc, au adresat o interpelare către Consiliul European prin care au cerut clarificări și soluții pentru reglementarea acestei probleme. Sunt studii care confirmă că există standarde duble. În Slovacia, Cehia, oamenii se simt jigniți pentru că Uniunea Europeană nu își poate proteja consumatorii. În mai multe țări au fost realizate studii comparative pe produsele din estul și vestul Europei. În Slovacia, de exemplu, un astfel de studiu a scos la lumină diferențe de calitate sau gramaj pe grupe alimentare comercializate în Europa de Est. România a început și ea de ceva timp propria evaluare în ceea ce privește dublul standard al calității produselor. Dacă slovacii sau cehii știu deja care e situația în țările lor, noi nu avem încă rezultate concrete în România. Alături de mine aici, în Parlamentul European, la Bruxelles, sunt Bogdan Pandelică și, atenție, este șefa la Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, acolo, la noi, în România. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și eu mulțumesc pentru invitație. Bună dimineața. Alături de mine este și Mihai Țurcanu, europarlamentar aici, la Bruxelles. Bun găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Este un subiect despre care nu discutăm pentru prima dată aici, la BIU, pentru că ne doare foarte tare, domnule Pandelică. Noi știm foarte bine că mergem și ne mai luăm un suc de aici, de la Bruxelles și de acolo, din România, și vedem că e diferit gustul. Mai luăm un deodorant din Germania și unul din România și vedem că ține mai mult mirosul la parfumul la deodorantul din Germania. De ce aceste diferențe? În primul rând, aș vrea să mă refer la întâlnirea de astăzi. Astăzi au participat la comisie reprezentanții asociațiilor de consumatori, a industriei, a autorităților de supraveghere și control și, bineînțeles, membrii comisiei. Abordarea a fost din perspectiva asociațiilor de consumatori și mă refer aici la punctul de vedere al celor din Slovacia, că există această diferență de calitate, standard dublu a produselor comercializate pe piața din Slovacia comparativ cu cea din vest. Ei au și testat în Slovacia, făcut, trebuie spus, au făcut analize de laborator. Au făcut un studiu comparativ, e vorba de niște asociații de consumatori. Evident că punctul de vedere al industriei a fost cumva diferit, în sensul că au existat erori în prelevări de probe, nu au fost studiate aceleași tipuri de produse și evident că dacă există aceste diferențe, pot exista din cauza faptului că există o rețetă diferită pe piața respectivă și prețul care reprezintă iar un argument în această diferență de produs. Poziția noastră a fost că pozițiile s-au împărțit în două părți. Statele cu state mai vechi au spus că e nevoie de un dialog la nivel de state membre. Am avut poziția legată de schimbarea cumva a legislației și, bineînțeles, a metodologiei de prelevare de probe. Aici am existat și o poziție legată de posibilitatea anticoncurențială, în sensul că un produs adus pe piața din România sub un brand cu o anumită notorietate poate să fie vândut în România în detrimentul unui alt produs, poate românesc, cu o calitate superioară, pentru că există acea notorietate de produs. Evident că noi când am controlat aceste produse, noi, ANSVSA-ul și Ministerul Agriculturii, pentru că a fost o comisie interministerială, ceea ce am constatat pe piață din punct de vedere al conformității ingredientelor de pe etichetă, n-am găsit abatere. Bun, dar atenție, pun o virgulă aici și dați-mi voie să compar cu Slovacia și o să merg la domnul Țurcanu imediat, că a fost și șef la ANSVSA. Noi în România nu am făcut studiu comparativ, adică nu am luat ciocolata X dintr-un supermarket din București și dintr-un supermarket din Germania, Austria sau unde vreți dumneavoastră și să le comparăm. N-am făcut asta. Ați venit rapid cu întrebarea. În această perioadă, în această săptămână, o comisie mixtă formată din reprezentanții ai protecției consumatorilor, ANSVSA-ului și a Ministerului Agriculturii, fac prelevări de probe cu acordul miniștrilor omologi ai Ministrului Agriculturii în Belgia, Germania și Olanda. După ce vor fi făcute aceste prelevări de probe, evident, la produse similare ale aceluiași producător, vom avea rezultatele acestei evaluări și atunci
putem să discutăm despre un studiu comparativ. Excelentă veste îmi dați. Pe ce fel de produse se fac aceste teste? Avem mai multe categorii de produse. Vorbim de carne și preparate din carne, pește și preparate din pește, pe partea de conserve, legume, fructe, evident ciocolată. Noi am mai analizat șampon, și miera. Săpun, acum deodorant. Discutăm doar de produse alimentare. Okay. Într-o altă etapă vom discuta okay. și de produse nealimentare. Merg la domnul Țurcanu, spuneam, ați fost și șef la ANSVSA, astfel de analize nu sunt ușoare. La modul cât se poate de sincer de aici, de la Bruxelles, de la distanță, în România se pot face cu adevărat teste? Da, am mai fost și vicepreședinte la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. Chiar am făcut transforme. Da. Da. Într-adevăr, procedurile sunt complicate și trebuie o minte foarte limpede pentru a putea concluziona că acest fenomen există real în România sau chiar la nivelul Uniunii Europene. Cred că face mult rău, în primul rând, marilor producători această isterie, că la un moment dat putem spune că s-a ajuns la acest fenomen, să lăsăm senzația, fără a avea argumente confirmate prin laboratoarele au abilitate pentru a determina acest lucru și să lansăm aceste acuze. Într-adevăr, această chestiune trebuie coordonată de niște oameni specialiști în domeniu. Nu cum s-a întâmplat la noi, știți, ne luăm puterea noi singuri. Domnul Ministru Agriculturii l-a rugat frumos pe domnul Pandelică, pe domnul, fără a avea autoritatea necesară să coordoneze o astfel de echipă. Cred că era prerogativa domnului prim-ministru să emită un ordin, o decizie în acest sens, cu termene, cu pași foarte clari care să ne ducă pe noi să concluzionăm că acest fenomen există în realitate. Vestea pe care ne-a dat-o domnul președinte este foarte bună, că țări precum Belgia și Germania și-au dat acordul. Eu mi-aș fi dorit că această acțiune să fie demarată de către Comisia Europeană, am și făcut un apel în acest sens, pentru că ar fi fost fără dubii. Ales un laborator neutru, ales produse identice, nu să comparăm perlele din Belgia cu perlele din România, pentru că varietățile pot să fie, poate fi atât de multe încât la fel rezultatele să fie interpretabile. Revin în câteva secunde la dumneavoastră, mă tot uit la ceas, că știu că domnul Pandelică mai are întâlnire aici la Bruxelles. Extrem de important. O primă veste foarte bună vine de la dumneavoastră. Încep aceste teste. Ele sunt însă independente, nu sunt cumva coordonate la nivel european, sublinia și domnul Țurcanu aici. Au existat astfel de discuții? Ați încercat și o astfel de discuție astăzi? S-a abordat acest subiect legat de o metodologie comună, unitară la nivelul statelor membre, în sensul să apelăm la GRC, la Joint Research Center, pentru a avea același mod de prelevare a probelor, același mod de evaluare a lor, pentru că altfel pe diferite state putem avea practici cumva diferite. Asta a fost una dintre temele de discuție și propunerile statelor membre și așa cum spuneam, acea propunere de a avea produse similare pe piețe est versus vest sau vest versus est, în sensul că să aibă aceleași tipuri de ingrediente, să nu mai discutăm despre rețete, cu gusturi diferite în diferite state. Nu m-a întrebat nimeni, iertați-mă, nu m-a întrebat nimeni ce rețetă preferă. Sau, în cel mai rău caz, punem produsul de bază, cel pe care îl regăsesc într-o altă piață, să pot să am eu comparația consumator și să-mi aleg în funcție de nevoile mele financiare, de interesul meu economic, până la urmă, pliată pe nevoile mele. Mai există în acest moment, să spunem așa, o dorință în interiorul fiecăruia, până la urmă, de a se confirma ceea ce noi cu toții știm. Dumneavoastră nu o să puteți să mă aprobați în povestea asta, dar noi știm că produsele sunt diferite. Simțim, dacă traversăm Europa dintr-o parte în cealaltă, vedem că gustul e diferit. Nu știu, mi-aduc aminte inclusiv de bomboane pe care le-am luat recent de aici și colegii mi-au spus, uite, e gustul pe care îl știam. Există două variante în acest moment. Unu, să se confirme ceea ce noi bănuim și prin teste de laborator, da, sunt diferite produsele și atunci ce faceți? Dacă nu se confirmă, mă rog, lucrurile cred că sunt destul de clare, se merge mai departe ca până acum. Bine, la momentul acesta nu putem face, evident, supoziții. Ce este important? Este important din perspectiva noastră să existe această abordare unitară și schimbarea
legislației, în așa fel încât să nu mai există această diferențiere în funcție de stat, în funcție de rețetă. Aceasta este o abordare simplă. Bineînțeles că ne dorim cu toții să avem acces la această piață unică, la produse similare, fie că vorbim de vest, fie că vorbim de est, pentru că suntem cetățeni ai Uniunii Europene. Suntem cetățeni europeni și avem drepturi, zicea la un moment dat o reclamă. Totuși nu mi-ați răspuns la întrebare și este ultima întrebare, vă rog, că știu că trebuie să fugiți. Vă rog. Ce faceți? Dacă sunt produse diferite, ce puteți face astfel încât pe mine, cetățean al României, să mă puteți proteja? O recomandare aș putea să facă domnului președinte? Cum? O recomandare aș putea să facă domnului președinte. Domnul președinte, în legislația pe care noi o aplicați, există legea 363. Practici comerciale. Cele incorrect. Da. Am adus special un capitol care spune așa, practici comerciale înșelătoare. Dăm curs. Adică mă păcălesc. Pe mine, exact. Consumator, mă păcălesc. Aș putea să vă citesc exact cum spune în lege, că practicile comerciale înșelătoare pot fi acțiuni înșelătoare sau omisiuni înșelătoare. O practică comercială este considerată ca fiind acțiune înșelătoare dacă aceasta conține informații false sau orice situație, inclusiv în prezentarea generală, induce în eroare sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul mediu informat. E foarte important de reținut acest lucru. Adică nu noi care citim în permanență toate consumatorul mediu informat, astfel încât, în ambele ipoteze, fie îl determină, fie este susceptibilă al determina pe consumator să ia o decizie de tranzacție pe care altfel nu ar fi luat. Adică eu știu că e lăsăm produsul acela și mă duc să-l cumpăr pentru că știu că e acel produs și surpriza, aflu că nu e. Datorită notorietății pe care el l-a căpătat la nivel european sau unde a apărut în primă fază acel produs. Dacă abordăm discuția legată de notorietate, aș vorbi mai mult de concurență, de anticoncurențial. Nu pot să discut aici despre practică comercială înșelătoare pentru că el la raft, produsul respectiv, are ingredientele conform etichetei. Are și reclama necesară pentru a-l induce pe consumator în eroare. E o discuție care a fost lansată astăzi în cadrul comisiei. Probabil că în întâlnirea din octombrie aceste aspecte vor fi lămurite. Fiecare țară va trebui să aibă o poziție de țară vis-a-vis de ceea ce au găsit în urma prelevărilor de probe și evident că în întâlnirea din octombrie deci vor fi mai multe. În moment, să nu facem supoziții. Așteptăm mai întâi să vedem. Dar trebuie să ne gândim la varianta cea mai urâtă. Dacă există legislație pentru practici comerciale înșelătoare, pentru că și aici s-a pus în tema discuției de astăzi, dacă există legislație pentru astfel de zonă, de ce prelevări de probe au fost făcute, și atunci poate fi aplicată. Sunt sigur că ANPC-ul au profesioniști. Fără discuție. Mulțumesc foarte mult, știu că trebuie să fugiți la o altă întâlnire. Eu cu domnul Țurcanu o să continuăm discuția noastră. Mulțumesc foarte mult, domnule Panderică. Continuăm discuția pentru că, iată, aici, la nivel european, ajung lucrurile să fie foarte, foarte bine nuanțate. Mult mai nuanțate decât la noi în țară. Devine tot mai clar ce este de făcut, cum este de făcut. Ar trebui, da și nu, ați zice. Ar trebui să vorbim despre ce se întâmplă la noi în primă fază. Haideți. Eu cred că ce s-a întâmplat în România până acum este o mare indolență. Cred că ministrul agriculturii nu este cel avizat să coordoneze această activitate. Autorități ca ANSVSA-ul sau ca ANPC-ul cu profesioniștii extrem de buni pe care îi cunosc în mod personal și vă asigur că ar face față acestei provocări. N-ar trebui să fie încurcați de nimeni. O mică paranteză am să o fac. Toți ministrii agriculturii își asumă ANPC-ul și ANSVSA-ul datorită unor frustrări cumulate de-a lungul timpului. Ar trebui să dispare acest fenomen și prezentul premier sau viitorul premier să nu le mai dea atâta forță să creadă ei că pot avea această autoritate asupra acestor instituții extrem de importante pentru piața din România. Eu, ca cetățean, vă spun sincer că nu mă interesează că e ministrul agriculturii, că e ANPC, că e ANSVSA, că e cine vreți dumneavoastră, trebuie rezolvată problema din piață. Dacă le-ar da încrederea necesară să acționeze, așa cum le spun reglementările în vigoare, avem legislație, slavă Domnului, pe aceste domenii, numai trebuie să dispară acea temere a conducătorilor și a specialiștilor că după o acțiune de acest fel să nu fie demiși.
Bun, dacă se rezolvă aceste probleme pe care le-ați menționat, ce se poate face în mod concret? Spuneam aici, la nivel european, deja sunt discuții. Se fac testări, ele sunt cumva urmărite, nu sunt coordonate, e adevărat, de la nivelul Comisiei, dar sunt urmărite. Sugestia mea este ca Comisia, prin DG Sancu, să ia această problematică, să-și aleagă produsele pe care le consideră, nu știu, că sunt cel mai uniform distribuite la nivel european, adică nu le găsim numai în România, le găsim în toate țările, cele 28 de state, să recolteze cu specialiștii pe care i-au, că toți veterinarii din Europa știu să recolteze probe. Este o chestiune banală. Într-un laborator neutru, acel avem tot felul de autorități care emit puncte de vedere și IEFSA, spre exemplu, e o autoritate care ar putea să-și exprime un punct de vedere în acest sens. Noi în țară avem laboratoarele care ar putea face testele. Cum să nu, ANSVSA, cred că suntem cel mai bine dotați, cele mai utilate laboratoare și vă asigur cei mai buni profesioniști. Numai că aceste probe trebuie să ajungă la ei. Numai că profesioniștii în domeniu, medicii veterinari oficiali, să fie trimiși cu coerență și să recolteze acele probe, acțiuni în convor ar trebui să fie. În 2-3 zile se pot recolta toate probele pământului. Și atunci de ce ne împiedicăm? De legislație? De reglementări? Eu consider că, vă spun, nu prea știu ce au de făcut. Și nu fac referire la președinții de autorități. V-am spus, cei care cred că știu, dacă ar lăsa pe ei, domnule președinte la NSVSA, vă rog, în covor vreau acțiune de recoltare probe, vă sigur că într-o săptămână am avea și rezultate pertinente, avizate de către laboratoarele acreditate la nivel european, care au trecut tot felul de verificări, de audituri din partea Comisiei și am demonstrat că chiar suntem buni și putem face față exigențelor europene. Poate merge medicul român de la ANSVSA în nu are Germania? Competența necesară. Păi aici e problema, că cred, degeaba le testăm pe cele de pe piața românească. Nu știu cum și-au dat acordul miniștrii din celelalte state. Eu, dacă aș fi un operator în domeniu, nu aș permite o alte autorități în alt statut să vină să-mi recolteze mie probe. Și atunci care e soluția? Soluția este, cum v-am spus anterior, Comisia să ia această problematică, să demareze o acțiune în convor cu, nu știu, 10, 2, 50 de produse pe care noi le considerăm. Dar există voință la nivelul Comisiei, de fapt, sau ar la trebui nivelul celorlalte state din Eu vest? Nu am făcut apel, nu am să încetez să continui cu aceste apeluri. Colegii de-ai mei au făcut și apel din Estul Europei și cu siguranță dacă noi vom strânge rândurile, vom vorbi aceeași limbă, se va face această acțiune. Important este să vedem dacă într-adevăr acest fenomen este real și la noi în țară. Pentru că există posibil ca un produs cu o anumită notorietate să fie vândut la Botoșani. Extrapolăm puțin. De unde vă trageți? De unde ne tragem. De fel, da. Într-un fel și la București în alt fel. Mare atenție! Sunteți navetist de câțiva ani, navetist de Bruxelles, cum îmi place mie să spun. Ați simțit pe propria piele că produsele sunt diferite? Aici, bun, eu sunt mai naționalist și cred că sunt setat un pic și înainte de a consuma, cred că noi avem cele mai bune produse în țară. Absolut, dacă le producem în țara noastră, însă dacă cumpărăm un deodorant care este comercializat la nivelul Uniunii Europene... Discuția asta am avut-o și în privat. Acum, dacă am amesteca o cola, cum spuneam, sau Nutella, în vreo 5 produse și vă dăm fără să știți ce mâncați, cred că ar fi foarte greu să ne dăm seama dacă sunt din Belgia, sunt din Germania sau sunt din România. Nu cred. Ține și de percepția fiecăruia în parte. Dacă tu înainte de a gusta deja te-ai setat că e mai bun produsul din Belgia, cu siguranță că... Nu-mi spuneți asta... că totul e în mintea noastră acum. Poate să fie. E una dintre variante. Poate fi, dar nu excludem, să nu înțelegeți că excludem că acest fenomen care este extrem de dăunător României, în primul rând, și cetățenilor Uniunii Europene, să fie real. Tocmai pentru că sunteți naționalist, vă spun că îmi doresc și eu am aceeași dragoste de țară pe care o știți și v-am împărtășit-o. Îmi doresc foarte mult ca noi în țara noastră să nu fim luați de fraieri, de cei care comercializează la nivel european produse de orice fel. Și noi și nemții suntem cetățeni europeni și ar trebui să primim același lucru la aceeași calitate, nu să fim fraieriți. Despre asta este vorba până la urmă. Încă o dată fac apel la autorități.
ar trebui să fie mult mai profunzi și mult mai aplicați în ceea ce fac. Nu cred că ar trebui să fie lună lăsată la Dumnezeu într-un an de zile, să nu fie astfel de acțiuni demarate în covor la nivel național. Prin, nu știu, în luna ianuarie luăm societăți ca și Carrefour, în februarie să nu existe, să nu pară că sunt discriminări. Kaufland, toți mari retaileri să fie verificați și atunci ar apărea și autocritica la ei. Cel mai corect este ca autocontrolul retailerului să fie cel, cel care apare ca... Pentru a regla situația din piață, îmi spuneți. Nu ține uneori însă de ei, pentru că s-ar putea să fie și ei la fel de păcăliți ca și noi. No, adică pe etichetă să scrie una, comerciantul trebuie să-și asume. Deci în momentul în care pune la comercializare un produs, trebuie să asigure că acel produs este conform cu reclama făcută, cu conținutul care este trecut pe ambalaj. E obligațiunea lui. Deci noi, ca și autorități, nu ar trebui decât să verificăm dacă el pune spre comercializare un produs neconform cu informațiile transmise către consumator. Vă provoc. Ce o să spună rezultatele de laborator ce încep în aceste zile? Totul e perfect. Da. Și vă deci usturoi n-am mâncat niciuna. De ce să verific eu carnea din Belgia cu carnea din România? Să văd ce. Carne e carne. Produsele din carne sunt rețete diferite. Într-adevăr, ei le fac cruduscate, mult mai multe. Ce vreți să comparăm produsele de la, nu știu, nu dăm nume. Nu dăm, nu dăm. Cred că va fi perfect. Din păcate. Mulțumesc foarte mult. Promit să mai discutăm despre acest subiect. Mihai Țurcanu, europarlamentar, cu explicații despre ceea ce se întâmplă aici la nivel european și am aflat și ce începe în aceste zile în țara noastră, o testare care vedem exact unde duce. Vă ținem la curent și cu subiectul acesta la Biune. Revedem și săptămâna viitoare. Cu bine!